startul jurnalului economic. Vorbim pentru început de performanțele pe care le are industria IT în România, un domeniu ce crește cu o viteză amețitoare. Avem și cifre care susțin aceste informații. Potrivit unei analize termene.ro, în România sunt în prezent 16.600 de companii IT active, iar peste o treime, adică peste 30% dintre ele, au fost înființate doar în ultimii 3 ani. Vorbim de poli de dezvoltare ce atrag investiții și specialiști, astfel aproape 90% din veniturile generate de industria IT sunt concentrate în centre coagulate în jurul a 5 județe din România, iar restul de 37 de județe generează mai puțin de 11% din valoarea întregului domeniu. Detaliem, dacă ne uităm pe împărțirea exactă, vedem că Bucureștiul generează 58% din veniturile industriei, pe locul 2 este Clujul cu 18%, din Timiș și Iași vin câte 5%, iar județul Brașov ocupă locul 5 la nivel de țară cu o pondere de 3% din venituri. Important de văzut este și puterea de atracție a zonelor României. Veniturile în Iași au crescut cu 66% în ultimul an în domeniul IT, până la nivelul de 449 de milioane de lei. La Cluj, avansul este de 63% și vorbim de 1,6 miliarde de lei, iar Bucureștiul are un plus de 16% a evoluției veniturilor, până la un nivel de 1,8 miliarde de lei. IT-știi români sunt apreciați peste tot în lume, iar țara noastră este o bună pepinieră, dar și o bună platformă de dezvoltare de proiecte. Un lucru interesant este faptul că doar o companie are capital majoritar românesc din top 25 de companii din domeniul IT, în funcție de cifra de afaceri obținută, iar restul de 24 sunt deținute de companii sau antreprenori de altă naționalitate. Cele mai multe companii de top din România sunt cu capital majoritar din America, vorbim de 6 la număr, pe locul 2 se află cele cu capital majoritar olandez, 5 alte două poziții sunt deținute de cele cu capital britanic și francez, câte 3 companii din fiecare. Discutăm despre acest subiect, despre evoluția spectaculoasă din domeniul IT cu Adrian Dragomir, director general termene.ro, realizatorul studiului. Bun găsit și mulțumim că sunteți în direct la Jurnal Economic. Bine v-am găsit și eu, mulțumesc frumos pentru invitație. Care sunt argumentele pentru care vedem asemenea creșteri pentru domeniul IT în țara noastră, în România? Păi avem câteva. În primul rând a crescut foarte mult numărul de firme, chiar dacă discutăm de firme românești sau străine, care își caută IT-ști independenți. Asta pentru că este mai ieftin să lucrezi cu 2-3 freelanceri decât să faci un contract cu o firmă mare specializată. Iar aceste colaborări sunt punctuale, că ele au o definiție în timp. Iar în același timp, programatorii, pe de altă parte, aleg ca și cale de colaborare înființarea unui SRL. Își se asociază 2-3 programatori și își înființează un SRL și sunt plătiți prin intermediul acesteia. Asta ar fi un argument. Mai departe, industria IT nu înseamnă doar programare și dezvoltare de programe. Chiar și realizarea unui banal website este inclusă în sfera acestor activități. Și de aici derivă următorul argument. Existența programului de Startup Nation, edițiile 2007 și 2018, a însemnat un val de firme nou înființate, iar o parte din cele 2500 de companii din zona IT înființate în anul 2017, cu siguranță au fost făcute pentru a putea accesa aceste fonduri. Așadar a fost un proiect care a avut și rezultate bune. Dar vă întreb altfel, jumătate din startup-urile din România vedem că se închid în maxim 3 ani de zile de la înființare. Este o realitate acest lucru. Dar domeniul IT nu se aplică această regulă. Există și aici riscul de faliment sau de insolvență? Cât de prezent este fenomenul în România? În IT riscul, într-adevăr, este un pic mai scăzut, dar el există. În primul rând, pentru a estima corect riscul unei companii de a intra în insolvență, este nevoie ca aceasta să treacă de stadiul de startup, stadiul temporal. În IT avem atât de multe companii pe piață înființate în ultimii 3 ani, iar pentru acestea riscul încă nu se poate calcula corect. Deci, abia prin anul 2021, când firmele înființate în perioada de boom 2016-2018 au deja 3 exerciții financiare încheiate, vom putea vedea cu adevărat impactul acestor companii. Pe de altă parte, în IT, costurile de funcționare sunt relativ mici, profitabilitatea fiind destul de mare,
peste 10%, pe când media națională este undeva la 5-6. Fiind mai profitabil domeniul comparativ cu producția, este normal ca și sursele de a plăti furnizorii și aceștia incorporați mai puțin decât cei din industrie să fie mai mari. Cum spuneam, în IT, cel puțin la început, investiția este foarte mică, nu ai nevoie decât de un laptop, deși de skill-uri de IT-ist. Aceste companii sunt înființate în marea lor majoritate de programatori. Acesta e un aspect important. Deși dacă ne uităm pe acest top 25, vedem că firme cu capital românesc este una singură. Dar vă mai întreb ceva, deși numărul firmelor din industria IT vedem că a crescut accelerat, este de asemenea, vedem că cele mai competitive companii din domeniu sunt cele înființate în anii 90-97, de exemplu. Care sunt motivele și cum se văd perspectivele pentru România? Așa este. Numărul companiilor crește, dar se pare că tot ce e vechi dă-l greul. Ce se întâmplă? Companiile înființate înainte de 1997, care activează și în prezent, au în spate peste 20 de ani de experiență. În acești 20 de ani, ele și-au format o clientelă solidă, un nume, au avut și parte de o creștere graduală. Având acces la mari clienți din afara anului 2007, ei au reușit să fie acolo cu servicii calitative la momentul potrivit. Multe companii din domeniul ăsta, înființate după anul 2012, s-au înființat ca să obțină o finanțare sau ca să ofere un cadru legal, cum spuneam mai devreme, pentru 2-3 programatori sau 2-3 persoane de a colabora cu firme mai mari. Printre aceste firme mari fiind chiar și firmele de IT din anii 1900, din primul eșalon până în 97, care aleg să externalizeze diferite servicii. Practic, firmele vechi au reușit să-și securizeze într-un fel relațiile cu mari clienți din afară, pe când cele noi au apărut pe o piață care este deja formată și în care au foarte serios de luptat pentru a ajunge la aceste contracte directe cu clienții mari. Ei, de fapt, subcontractează. Mulțumesc foarte mult, Adrian Dragomir, în direct la Digi24.